Bună ziua! Cu siguranță în activitatea dumneavoastră de cadre didactice ați avut nevoie măcar o dată să înregistrați ecranul, laptopul sau a calculatorului, fie pentru a realiza o resursă educațională deschisă, fie un tutorial, fie pur și simplu pentru a prezenta ceea ce lucrați, fie elevilor la clasă, fie colegilor dumneavoastră cadre didactice. Cum puteți face acest lucru? Eu folosesc pentru asta Loom. Cum accesez Loom? Accesez un browser, în acest caz Google Chrome, și scriem pe Google la căutare, în motorul de căutare scriem Loom, L-O-M, apăsăm tasta Enter pentru a începe căutarea și accesăm primul rezultat, www.loom.com. Ce este Loom? Este un program care îmi permite înregistrarea ecranului. Cum îl accesez? Odată intrat pe pagina Loom, apăs Get Loom for Free în partea dreaptă. Da? Obține Loom liber, gratuit. Aici ne va cere să ne înregistrăm sau să ne logăm cu ajutorul unui cont de e-mail. Putem folosi chiar Gmail-ul. Eu am cont, așa că voi da la Sign In. Voi da Sign In with Google. Da, mă voi loga folosind contul meu de Google, de Gmail. Îl selectez din listă. Puteam să apăs folosiți alt cont dacă voiam să folosesc alt cont și automat, iată, mă duce în librăria mea. Pentru că pe Loom există o librărie, așa cum există, spre exemplu, și pe YouTube, unde găsesc toate înregistrările mele video. Desigur că acestea nu sunt publice, ci sunt private sau le putem face noi publice dacă dorim. Iată, îmi apar aici și le pot organiza eu în foldere dacă doresc. Pentru a face o înregistrare nouă, apăsăm în partea dreaptă New Video și apoi Record a Video. Îmi apare apoi opțiunea de a alege între a instala aplicația pentru desktop sau a folosi extensia pentru Chrome pentru a registra ecranul. Eu voi instala aplicația pentru desktop, Desktop App. Mă va redirecționa către o pagină unde îmi dă opțiunea de a instala aplicația pentru desktop, spunându-mi care sunt și avantajele acestuia. Pentru a traduce această pagină în limba română, dacă să presupunem că nu aveți atât de multe cunoștințe de limba engleză, apăsăm click dreapta pe pagină și apoi accesăm opțiunea tradu în română din meniul care ne apare. Și Google Translate ne va traduce această pagină. Și iată, acum am informațiile în limba română. Apăs instalați aplicația desktop pentru a descărca kitul de instalare al Loom. Din nou, opțiunea Download App. Dacă voiam să instalez extensia pentru Chrome, apăsam acea opțiune, care era prima. Mi se va descărca kitul de instalare, mă pune să aleg unde vreau să-l descarc, eu voi descărca în descărcări, voi mai adăuga aici o literă pentru că l-am mai descărcat odată, apăs Salvare. Se descarcă în computerul meu, văd aici descărcarea în partea stânga jos. Dacă nu o găsim în stânga jos, de la cele trei punctulețe, accesăm pagina de descărcări a Chrome. Da? Cele trei punctulețe și apoi descărcări. Și mi-arată aici, iată, a terminat. Accesez kitul de instalare, făcând click stânga pe acesta. Așteptăm să se deschidă, va dura aproximativ 1-2 minute în funcție de viteza procesorului și a RAM-ilor dumneavoastră, această instalare. Așa cum vă spuneam mai devreme, cu ajutorul Loom putem înregistra un video de maxim 5 minute, numai bun pentru a realiza o resursă educațională deschisă, spre exemplu. Eu vă voi exemplifica dumneavoastră astăzi pe înregistrarea unui PowerPoint, dar putem înregistra orice dorim noi cu ajutorul Loom. Imediat mi se va deschide aplicația pentru desktop, care iată s-a instalat și mi-apare aici o opțiune. Pot să activez chiar și camera dacă vreau ca atunci când înregistrez în partea stânga jos să apară o mică fereastră unde să mă văd și eu. Da? Și am aceste opțiuni de înregistrare aici unde scrie screen only să înregistrez decât ecranul, cam only să înregistrez doar folosind camera web sau screen and camera amândouă. Setările programului le pot accesa din partea stânga sus, la cele trei puncturețe și apoi Preferences, da, unde am preferințele mele.
Respectiv, în acest meniu am și scurtături, de a stabili anumite scurtături pentru anumite funcții, pentru a porni și opri înregistrarea, pentru a pune pauze, pentru a realiza screenshot, pentru a desena în același timp în care prezint, pentru a activa niște confeti pe ecran referitoare la cont și așa mai departe. Pui închide această fereastră de preferințe. Și apoi, am un meniu și în partea stângă unde găsesc butonul de oprire înregistrare, de restart, de pauză sau de ștergere. Respectiv draw, dacă vreau să, în timp ce prezint, să desenez ceva. Pur și simplu. Pentru a ieși din acea funcție, apăsăm tasta ESC sau ESC a tastaturii. Iată, dacă merg în stânga, îmi apare din nou aici programul lui. Dacă vreau să încep înregistrarea, apăs pur și simplu Start Recording. Odată apăsat Start Recording, îmi va apărea și un timer care îmi spune când începe înregistrarea. Și veți vedea, iată, 2, 1, și înregistrarea a început. Merg pe prezentarea mea PowerPoint. Vedeți că în partea stângă îmi zice cât timp mai am până se va opri automat înregistrarea. Pentru că v-am zis, putem înregistra până la maxim 5 minute. Iată, mai am 4 minute și 49 de secunde. Dau full screen, prezentare pe tot ecranul și încep să vorbesc pe această prezentare pentru a transforma materialul PowerPoint practic într-un video, într-un video explicat. Da? Și putem spune, pe 1 ianuarie în Spania este anul nou, așa cum este și în țara noastră. Pe 6 ianuarie e botezul Domnului. În partea stângă avem calendarul unde sunt evidențiate sărbătorile legale din 2022 care se vor ține în Spania. Da? Dacă vrem să ieșim din full screen, apăsăm tasta Escape. Dacă vrem să oprim înregistrarea, mergem în partea stângă și apăsăm pe acel pătrățel roșu unde scrie Stop Recording sau vedeți că există și varianta de a accesa prin scurtătură Ctrl Shift L. Odată apăsat acest buton, mă va trimite automat pe pagina librăriei mele, acolo unde se află noul video. Iată, vedeți, doar ce am apăsat butonul roșu și deja mă trimite către pagină. Iar aici se află înregistrarea mea video, unde am și mai multe opțiuni, dar pot schimba chiar viteza înregistrării. Pot tăia din acest video cu ajutorul Trim Video, dar pot schimba preferințele video din Video Preferences, vedeți aici, și mi-apare un meniu în partea dreaptă. Pentru a-l descărca, mergem la cele trei punctulețe, sau More Actions, și am opțiunea Download. Totodată o pot arhiva, o pot duplica, o pot pune la favorite, o pot pune într-un fișier sau share pentru a o împărtăși cu cineva sau să copiez linkul de acces la acesta. Și să-l trimit, spre exemplu, elevilor atunci când realizez o resursă educațională deschisă și nu vreau să o încarc pe YouTube sau pe altă platformă, ea poate rămâne pe Loom, copiem linkul de aici și îl punem în Classroom. Da? Dacă dau Download, îmi va cere, vedeți că se încarcă aici și apoi îmi cere unde vreau să salvez. Spre exemplu, pot să pun în fișiere video. Apăs Salvare și dacă mă duc acum în fișiere video, vedeți, este acest fișier video 21 noiembrie 2021. Aceasta este înregistrarea mea pe care o pot deschide. Iată cum arată. Merg pe prezentarea mea PowerPoint. Vedeți că în partea stângă îmi zice cât timp mai am până se va opri automat înregistrarea. Și Pentru că vedeți că v-am am zis, putem înregistrat timp înregistra de până la un maxim 10. minut. Închid acest video. Dragilor, eu sper că va fi util acest tutorial și că veți reuși și voi să faceți înregistrarea ecranului laptopului sau a calculatorului cu ajutorul lui. Eu vă doresc multă sănătate și toate cele bune!